Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Scumpii mei, vreau să citesc din Biblie, de data aceasta, un singur verset. O să vă rog să rămâneți așezați. Ioan, capitolul 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiică iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Amin. Acesta este cuvântul Domnului pentru predica din această seară. Predică pe care o intitulez Darul și administrarea vieții. Darul vieții pentru că viața noastră este darul lui Dumnezeu. Administrarea vieții pentru că noi administrăm acest dar cum vrem. Uitați-vă că sunt oameni care îl administrează în mod păcătos, foarte păcătos, și n-au nicio remușcare. Uitați-vă că sunt alți oameni care devin responsabili de darul vieții lui Dumnezeu așezat, așezat în ei și oamenii aceștia devin responsabili pentru felul în care își administrează viața. De aceea numesc predica din această seară darul și administrarea vieții. Noi nu putem administra mai mult decât ne-a dat Dumnezeu, dar în același timp putem administra greșit ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Harul este că putem administra și bine, urmând principiile și prioritățile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin cuvântul Său. Cuvânt în absența căruia suntem în întuneric. Avem o religie, o arbă, avem bănuiel despre Dumnezeu, avem percepții personale legate de experiențele noastre despre Dumnezeu, dar ele sunt contradictorii cu ale celorlalți oameni. Observați că Domnul Isus Hristos i-a iubit pe Aise și i-a iubit până la capăt pentru faptul că a știut câteva lucruri foarte clar. Și noi ne vom administra viața cu responsabilitate dacă vom ține cont printre altele de aceste câteva lucruri de care a ținut cont Domnul. De ce anume a ținut cont el? În primul rând, Domnul spune, Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Observați că Domnul a avut această conștiință a faptului că vine de la Dumnezeu și că într-o zi se va întoarce acolo. Că aceasta este o misiune pe pământ pe care trebuie să o termine cu succes și să administreze în interesele împărăției de unde a venit și în care se va întoarce, tot ceea ce face. În mod normal, reacția omului la tot ceea ce face în viața aceasta este în funcție de informație și de interes. Ignoranța este unul dintre cei mai mari dușmani ai omului. Oamenii, mulți dintre ei, nu-și cunosc originea. Sunt oameni care pretind că vin din maimuță, dar dacă îi spui mai le se supără. Omul își administrează viața în funcție de originele lui. Dacă un om este conștient că vine din Dumnezeu, se va simți responsabil față de originea lui, să-și administreze viața într-o manieră demnă de originea de, din care originează. Dacă omul crede că vine din maimuță, dintr-un animal nevorbitor, necuvântător, el nu se simte așa de responsabil față de nimic, fiindcă originea lui nu-l obligă prea tare. Domnul spune, eu știu că vin de la Tatăl, pentru o perioadă vin în lume, dar mă întorc la Tatăl. Nu vin de nicăieri și nici nu merg nicăieri. Atunci când știm că venim din Dumnezeu, ne simțim responsabili față de El. Știm că El ne-a dat viața. Răsuflarea aceasta este de la El. Într-o zi am fost foarte obosit după trei nopți nedormite și trei zile în care nu am dormit, n-am dormit deloc în perioada aceea. Era cu mai bine de 10 ani în urmă, poate chiar 15 când am fost cu grupul Speranța într-un turneu de în Republica Moldova în România și râvna noastră pentru Domnul a făcut ca în perioada aceasta să nu existe timp pentru, pentru odihnă. M-am întors acasă foarte obosit și în timp ce intram cu mașina în orașul meu, mi s-a întâmplat, am avut o experiență care m-a speriat foarte tare. Ce s-a întâmplat? Eram chiar la intrarea în oraș, la un kilometru, și șoseaua era undeva foarte înaltă față de, de câmpul din stânga și din dreapta. Erau două șanțuri foarte adânci. Și așa, mai treaz, mai ațipind, am văzut că mașina se duce în șanțul din stânga și am tras de volan și s-a dus în șanțul din stânga mai mult și am tras de volan și m-am speriat pentru că intram în șanț, mergeam cu, eu știu, poate 100 de km la oră, și n-am știut ce se întâmplă pentru că nu mai asculta mașina de volan. Și sperindu-mă, m-am trezit mai bine din amorțeala aceea în care eram, din starea aceea așa de între som și a și mi-am dat seama că nu de volan învârteam. Și învârteam de la de manivela care se deschide geamul. Aveam o mașină care nu avea buton automat pentru deschiderea geamului. Și am fost îngrozit când mi-am dat seama ce e mintea omului, cum te înșală. Noi trebuie să avem clar în mintea noastră că venim de la Dumnezeu. Și trebuie să ne simțim responsabil că Tatăl nostru ne-a înzestrat cu sănătate, ne-a înzestrat cu minte, ne-a înzestrat cu suflet și ne-a trimis în lumea aceasta ca să-l reprezentăm pe El. Diavolul are foarte mulți slujitori care vorbesc despre El și care atrage lumea la El. Însă și Dumnezeu ne-a trimis pe noi cu același scop, să vorbim despre Domnul și să atragem lumea la Domnul. Iisus a spus, eu știu că vin de la Tatăl, dar nu doar că vin de la Tatăl, eu știu că mă întorc la Tatăl și când mă întorc la Tatăl, Tatăl mă privește și mă privește cu bucurie sau mă privește cu întristare. Nu întotdeauna ne privim copiii când se întorc acasă cu bucurie, știind că au făcut un lucru rău în timpul în care au fost plecați. Cum ne simțim noi când știm că ne întoarcem acasă și ne întoarcem la Tatăl care în viața aceasta de pe Pământ ne-a urmărit fiecare gând, fiecare vorbă, fiecare atitudine. Cum ne întoarcem la El cu povara aceasta de vinovăție pe care am acumulat-o într-o viață? Originea vieții noastre este Dumnezeu. Și această origine ne obligă pe noi la un anumit mod de viață. Cine acceptă că vine din Dumnezeu? trebuie neapărat în viața aceasta să devină responsabil de felul în care își administrează viața. Expresii de genul fac ce vreau cu viața mea trădează că nu Dumnezeu este originea și că nu Dumnezeu este destinația. Uitați ce a spus Hristos. De la Tatăl vin, adică originea, și la Tatăl mă întorc, adică destinația. Ai plecat dintr-o stație, faci un circuit și te întorci acolo. Dumnezeu este originea și Dumnezeu este destinația. Pentru că Dumnezeu este originea și pentru că Dumnezeu este destinația, între origine și destinație, în circuitul acesta, în cercul acesta al existenței vieții de pe pământ, noi trebuie să avem grijă cum ne administrăm viața. Avem mulți dușmani, poate chiar nervii noștri. Uneori avem o expresia, ne scos cineva sau ceva din sărite. Firea pământească, ispitele, circumstanțele vieții, Uneori, o atitudine de disconfort, de proastă dispoziție. Sau tot felul de alți factori negativi care pun presiune pe noi să nu ne administrăm corect viața. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face responsabili în calitate de originar și în calitate de destinatar, sau mai bine zis, de destinație a revenirii noastre la El. Ne face responsabil de felul în care ne administrăm viața. El ne permite în circuitul acesta, dacă vrem să evadăm dacă vrem să ne răzvrătim, dacă vrem să ne impunem plăcerea personală în locul plăcerii lui, interesele personale în locul intereselor lui, dar cu ce obraz ne întoarcem la cel care a investit în noi? Dacă cineva ne împrumută, ne dă 5 dolari, peste un an de zile ne reproșează că ne-a dat 5 dolari. Dacă cineva ne face un bine, peste o vreme s-ar putea să ne reproșeze că ne-a făcut un bine. Și Dumnezeu, din care am originat, ne-a trimis în circuitul vieții cu o dotare deosebită, cu o zestre așa de mare, așa de bogată. Și noi știm că ne întoarcem la El. Cum să ne întoarcem în urma unei administrări neglijente, irresponsabile, nepăsătoare? Hristos a spus, de la Tatăl vin, e originea vieții mele, la El mă întorc, e destinația existenței. Din Dumnezeu vii, dragul meu, porți chipul Lui. Și chiar dacă îți permiți o perioadă de păcat, de răzvrătire, nu poți dormi noaptea, pentru că faptul că îl cunoști pe Domnul îți aduce aminte că următoarea stație este Tatăl. Și te gândești la alții care au făcut atât de mult pentru Domnul, care și-au jerfit viața, familia, resursele personale și familiale și te gândești că și tu, alături de oamenii aceștia, vei ajunge în stația următoare, adică la Tatăl. Și oamenii aceștia vor primi cuvintele, bine ai venit, robun și credincios. Ce-mi va spune mie? Ce-ți va spune ție? Din Tatăl venim și la El ne întoarcem. Nu avem nevoie de paznici. Conștiința noastră este un paznic suficient. Nu avem nevoie de cineva care să se țină după noi toată ziua, să nu păcătuim în ascuns. Mintea noastră, conștiința noastră ne spune, hei, vii din Tatăl. Hei, te întorci la Tatăl, poate mâine, poate la noapte ți se oprește inima și poate la noapte este stația următoare. Cum te duci la el în urma unei administrări neglijente și irresponsabile? Frați și surori, nu avem nevoie de pasnici. Conștiința noastră are rol de pasnic. De la Tatăl venim și la Tatăl ne întoarcem. Noi cu Dumnezeu suntem într-o relație sfântă, în primul rând, nu cu Biserica, nu cu conducerea ei. Noi cu Dumnezeu, Lui vom da socoteală, la El ne vom întoarce. Nu vom sta în fața unui Consiliu Bisericesc. Nu vom sta în fața unui Consiliu Pastoral. Vom sta în fața Celui care ne-a dat toată zestrea aceasta și ne-a trimis în lume. Pe unii ne-a învățat să cântăm. Unora ne-a dat capacitatea să vorbim. Mă refer la darul de învățătură. Nu la darul de a vorbi, că toți vorbim. Altora ne-a dat, ne dat avere, ne-a dat bani pentru ca să facem bine financiar. Altora ne-a dat abilitatea de a conduce, de a dirija, de a face ceva în, în împărăția lui Dumnezeu. Și mâine, poimâine, ne întoarcem la Tatăl. Cu ce obraz? Pentru că El ne-a trimis cu o avere atât de mare și uneori suntem gata să o cheltuim pentru noi. Ni se pare că ce știm să facem e al nostru. Și ni se pare că toată zestrea aceasta ne-a fost dată să ne bucurăm noi și să uităm de împărăția lui. Ascultați-mă bine. Destinația noastră nu e în pământ. Nu este în groapa aceea neagră unde lăsăm trupul celor dragi. Destinația noastră este la Tatăl. Să vă întăriți și să vă îmbărbătați cu aceste cuvinte, care sunt din cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Destinația noastră este la Tatăl. Să-l slujim cu foc, să-l slujim cu pasiune, să nu lăsăm pe nimeni să ne împiedice alergarea, să-l slujim cu tot interesul nostru. Pentru că în fiecare zi putem să ajungem în ultima stație, de acolo de unde am plecat cu câteva zeci de ani în urmă. Frați și surori, să nu vi se moaie inima, să vă întăriți și să vă îmbărbătați, să nu vă opriți din slujirea în care v-ați angajat. Există o grămadă de factori negativi, dar să nu vă opriți, pentru că stația următoare s-ar putea să fie mâine. De ce să mergeți cu mâinile goale? Dumnezeu v-a dat atâtea daruri și abilități folosiți-le pentru El. Nu faceți ambiții care îl dezonorează pe El. Nu faceți lucruri care îl dezonorează pe El. Iar dacă vi se întâmplă să aveți anumite abateri, învățați din ele și nu le mai repetați niciodată. Corectați-vă, pentru că din El venim și la El ne vom întoarce. Originea și destinația vieții este Tatăl. Lăudați să fie Tatăl, lăudați să fie numele Lui. Apoi Domnul continuă și spune, pe lângă Iisus știa că de la Tatăl a venit și că la Tatăl se duce, fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul. Domnul și-a cunoscut nu numai originea vieții, dar și-a cunoscut și vulnerabilitatea vieții. A știut că i-a sosit ceasul. Domnul a știut că natura în care trăiește este limitată și vulnerabilă. Oricât de tare ești din punct de vedere fizic, crede -mă că ești vulnerabil Oricât ești de tare din punct de vedere financiar, ești vulnerabil. Oricât de tare ești din punct de vedere al poziției, al celebrității în lumea aceasta trecătoare, ești vulnerabil. Astăzi ești un om care ai să dai la alții, mâine nu mai ai nici pentru dumneata. Astăzi ajungi pe cineva să coboare din autobuz și mâine ai nevoie de un băț de care să te sprijinești. Ești vulnerabil, omule, oricine ai fi. Visele noastre sunt ireale Celebritățile umane sunt. nu sunt viabile. Isus a spus: Știu că îmi sosește ceasul. Sunt conștient că are un sfârșit. Tot ce am, tot ce sunt. Sunt conștient că natura aceasta este neputincioasă și într-o zi se va termina ghezul, se va termina benzina și motorul se va opri. Oricine sunt. Indiferent cum mă cheamă. Orice brazdă am, am tras în spate, strâmbă sau dreaptă. Într-o zi îmi sună și mie ceasul. Sunt vulnerabil. Pot fi mai tare decât alții, dar sunt vulnerabil. Există ceasuri care sună la voia lui Dumnezeu și există ceasuri care sună la voia noastră. Ceasurile care sună la voia lui Dumnezeu sunt nașterea, moartea și judecata. Ești vulnerabil în fața morții, ești vulnerabil în fața judecății. Nu te-ai născut când ai vrut, nu vei muri când vrei și nici când nu vrei, și nu vei merge la judecată doar pentru că vrei să mergi. Aceste trei lucruri sunt monopolul lui Dumnezeu și în suveranitatea sa, el pune ceasul să sune când dorește ca să te naști, ca să mori și ca să vii la judecată. Ești vulnerabil, omule. Nu trebuie să ajungi la 80 de ani ca să mori. Astăzi poți pune mâinile pe piept. Să-ți rămână copiii încă nedați la rostul lor. Astăzi poți să te oprești din alergare și să ajungi în ultima stație și ai plecat cu brațele pline și te întorci cu mâinile goale. De ce să te întorci cu mâinile goale? Acceptă că ești vulnerabil. Acceptă că nu știi vremea când pleci, după cum n-ai hotărât vremea când vii în existență. Între aceste două repere, naștere și moarte, este viața. Viața aceasta grea și plină de necazuri. Viața aceasta plină de provocări, de tentații și de ispitiri. Viața aceasta când suntem împinși, când într-o parte, când în alta. Nici nu vine bine un val și ne ridicăm să tragem o gură de, aur și de, de, aer și mai vin încă două peste noi. Și trebuie să respirăm și trebuie să supraviețuim și trebuie să facem față provocărilor vieții. Că niciodată nu va veni peste noi un val mai mare decât îl putem suporta. Că Domnul este credincios și drept și va cântări fiecare picătură de apă din valul care vine peste noi. Pentru că numele Lui este Domnul. Și pentru că El este credincios promisiunii pe care a făcut-o. Nu va pune peste noi un jug mai mare decât putem duce. El se uită la noi cu o privire caldă și dulce de tată. El are interes pentru noi. El vrea să ajungem în stația din care am plecat, în biruință, plin de El, trăim pentru El. Și în circuitul acesta care l-am făcut prin lumea aceasta, plină de necazuri, și însângerată și înlăcrimată, să ne întoarcem cu brațele pline în cinstea numelui său. Nu fiți obsedat să strângeți pentru pământ. Vă arde! O să vă pare rău că ați muncit o viață. Ați muncit o viață pentru un braț de crengi care vor arde în focul veții. E normal să avem cu ce să ne îmbrăcăm. E normal să avem ce să mâncăm. E normal să avem un adăpost deasupra capului. Acestea sunt nevoi pentru trup, pentru cort. Dar înăuntru bate un ceas originat în Dumnezeu. Și ceasul acesta are nevoie de el să se adapte în rugăciune, să se adapte în cuvânt, să se adapte în părtășie, să se adapte în meditație, să se adapte în pocăință, să se adapte în iertare, să se adapte în iubire, în iubire divină. Pentru că ne întoarcem și urmează ultima stație și să nu ne ducem cu mâinile goale. Cum să te duci cu mâinile goale? Va veni acolo Luther, Va veni acolo Zvinglui, Calvin, Wycliffe, va veni acolo Moody, vor veni milioanele de, de, oameni care au murit pentru Domnul. Cum te vei simți acolo cu mâna goală? Ce o să faci când o să-i vezi pe toți că vin cu mâinile pline? Un snop, doi, zece, o sută, mii de oameni mântuiți prin cineva și te vei duce acolo cu mâinile goale? Nu poți să iei mașina, n-are loc! N-au valoare mașinile acolo! suntem vulnerabili. Acceptați că suntem vulnerabili, să nu vă mai dați mari. Suntem vulnerabili. Să nu vă mai lăudați, suntem vulnerabili. Să nu vă mai mândriți, suntem vulnerabili. Să nu mai faceți pe grozavi, suntem vulnerabili. Bărbați și femei suntem vulnerabili, tineri și bătrâni suntem vulnerabili, Membrii și oameni așezați în nu știu ce poziții suntem vulnerabili. De aceea Domnul mereu și mereu spune în Scriptură, smeriți-vă, sunteți vulnerabili, smeriți-vă, sunteți vulnerabili. Noi venim din Dumnezeu, ne întoarcem la Dumnezeu, asta este originea și destinația vieții, dar noi suntem vulnerabili. Sunt ceasuri pe care le pune Dumnezeu să sune nașterea, moartea și judecata. Judecata, judecata, încheierea socotelilor. Dar sunt și ceasuri pe care le punem noi să sune. Credința în Dumnezeu, pocăința de păcat și mântuirea sufletului acestea nu mai depind de Dumnezeu, ce a depins de El a făcut. Sunt 2000 de ani de când El și-a făcut partea. S-a așezat praful istoriei de 2000 de ani peste jumătatea împlinită de Dumnezeu. Și dacă nu vă supărați pe mine, nu peste jumătate, și peste 99% dintr-o sută. Cinstit să fie Domnul. Ne-a mai rămas doar să intrăm în mântuirea aceasta și să o luăm cu năvală. Să ne smerim înaintea Lui și să lăsăm Harul Lui să lucreze în noi. Să ne dezbrace de orice legătură păcătoasă și de orice îmbrăcăminte păcătoasă. Spunea Pavel: dezbrăcați-vă de. Nu mai hrăniți anumite lucruri. Nu le mai dați de mâncare. Pentru că dacă îi dai de mâncare, se face puternic și te robește. Ești rob în propria casă, ești rob în propria viață. Suntem vulnerabili din punct de vedere fizic la boli. La necazuri, la moarte, suntem vulnerabili din punct de vedere familial, la neînțelegeri și la tot felul de probleme, suntem vulnerabili din punct de vedere emoțional, la întristări, la depresii, suntem vulnerabili din punct de vedere intelectual, ne putem pierde mintea, discernământul, judecata, suntem vulnerabili din punct de vedere spiritual, putem să ne părăsim credința în Dumnezeu. Au venit un grup de tineri la mine vineri seara, după ce eram aici cu frații și am slujit pe Domnul și m-au întrebat, fratele lui, mai spune neodată, se poate pierde mântuirea? Se poate pierde mântuirea pentru că, uite, tot discutăm aici că se poate pierde sau nu se poate pierde. Un lucru care nu se poate pierde este ieftin. Și nu te îngrijești ca să nu-l pierzi, pentru că oricum nu ai cum să-l pierzi. Te-ai îngrijit vreodată să nu-ți pierzi vreo Nu, te-ai uitat vreodată dacă o ai sau nu? Nu, că e legată aici de Dumnezeu, e înodată bine și gata. Da de chei. Când pleci de acasă, cum faci? Faci așa? Ca mine? Faci! De portofel, că știi că urmează colecta, faci așa? Ca mine? Faci! Pentru că acestea sunt lucruri care se pot pierde și pentru că există riscul să le pierzi, știi că e responsabilitatea ta să te îngrijești de ele! Și tot timpul spui, ok, oh, sunt aici, la Domnului, m-am liniștit. Dar dacă le-ai pierdut, wow, cheile, Marian, ai văzut cheile mele? Alin, nu știi de cheile mele? Intru în panică dacă nu mai găsesc cheile. Că e treaba mea să le por de grijă, pentru că le pot pierde. Dar ce ar fi să-l întreb pe Marian? N-ai văzut mâna mea? Sigur, el crede că voi glumi. Dacă un lucru nu se poate pierde, nu te vei ocupa de el, că oricum nu-l poți pierde. Ascultați-mă, dacă un om nu-și dă toate silințele și nu veghează Scriptura ne spune că va veni stăpânul ca un hoț în ceasul în care nu se așteaptă și mare va fi întristarea și dezamăgirea acelui om. Mântuirea se primește prin credință și pocăință și mântuirea se pierde prin necredință și prin nepocăință. Nu vreau să fac un studiu despre pierderea mântuirii. Eu știu ca și dumneavoastră că există foarte mulți oameni care cred asta. Fiecare crede ce vrea, dar un lucru este clar, Lucru pe care nu-l poți pierde nu este treaba dumitale și nu te îngrijești prea mult de el. Mântuirea trebuie să ne fie mai scumpă decât ochii din cap. Și mai mult interes trebuie să avem pentru suflet decât să respirăm sau să băgăm în gură bucata de pâine. Frași și surori, Scriptura ne învață să veghem și să ne rugăm pentru ca să nu fim biruiți de diavolul. originea vieții este Dumnezeu, Iisus știa că de la Dumnezeu vine și de la Dumnezeu se duce, vulnerabilitatea vieții este o realitate a existenței noastre, fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul, și trei, a treia afirmație pe care am citit-o din textul Ioan 13, versetul 1, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Administrarea vieții. Iisus a știut că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini și că acum el le are și trebuie să le folosească pentru slava Tatălui. Iisus s-a simțit responsabil să le folosească pentru slava Tatălui. Iisus s-a simțit în poziția de administrator, el era stăpân înainte să se întrupeze ca și copil prin Fecioară, prin Maria. Era stăpân, dar și-a asumat poziția de administrator doar ca și ceilalți administratori de pe pământ, dintr-un anumit punct de vedere. Și a vrut să ne învețe pe noi că noi suntem doar administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim responsabili de felul în care ne administrăm viața. Omul are multe nevoi pe pământ. Unele sunt mofturi, altele sunt nevoi. Noi la toate le spunem nevoi. Noi astăzi și la cafea îi spunem nevoie. Dar dumneavoastră știți că nevoie reală este bucata de pâine, este cana de apă, paharul de apă, este niște haine ca să te îmbraci să nu-ți fie frig, este un acoperiș deasupra capului, astea sunt nevoi. Acum noi le numim fundamentale, celelalte sunt nefundamentale. Dar multe în viață sunt, nu sunt nevoi, se poate și cu slavă Domnului, dar se poate și fără, mai strâmbând din nas, mai, dar se poate și fără. Că alții n-au apă să bea, dar noi cafea. Dar acum tot vorbesc de cafea, să știți că n-am nimic împotriva cafelei, am dat doar un exemplu. Însă nevoile fundamentale ale oamenilor sunt, în primul rând, nevoia de semnificație, în al doilea rând, nevoia de rentabilitate. În al treilea rând, nevoia de comunicare. Acestea sunt nevoi pentru pământ. Fiecare om vrea să aibă semnificație în viața lui. Vrea să fie semnificativ prin ce vorbește, prin ce face. Cu alte cuvinte, viața lui vrea să aibă semnificație. E ca și cum cineva spune ceva să facem și noi spunem, păi nu e semnificativ ce spui tu. Adică nu-i bun. Apoi, nevoia de rentabilitate. Noi vrem să avem o viață rentabilă, să producem ceva, să fim eficienți. Și nevoia de comunicare. Dacă un copil nu vorbește până la vârsta de trei ani, moare. Oamenii trebuie să vorbească ca să trăiască. Știați că este o condiție a vieții ca și respirația, ca și mâncarea, ca și somnul? Comunicarea este o nevoie fundamentală. Însă acestea sunt nevoi de pe pământ. O altă nevoie care este spirituală, este nevoia de Dumnezeu. Oamenii o neglijează. Oamenii își administrează viața din punct de vedere al rentabilității, își administrează viața din punct de vedere al semnificației, își administrează viața din punct de vedere a comunicării care reprezintă interesele lor, dar uită să-și administreze viața din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu este o nevoie, Dumnezeu nu e o povară, Dumnezeu nu e o alternativă, Dumnezeu e o nevoie, Dumnezeu este o nevoie, Dumnezeu este o nevoie. Noi avem nevoie de Dumnezeu disperată, altfel ieșim din joc, ieșim din scenă, mergem în iad. E interesul nostru să venim la El, pentru că El ne dă. E interesul nostru să venim la El. El ne repară, ne restaurează, ne schimbă starea noastră păcătoasă, aflată sub blestem. Oamenii vor să trăiască doar pentru semnificație, în urma lor să fie o statuie pe care să o vadă urmașii pentru rentabilitate, să ajungă celebrii, populari și să comunice cât mai mult, să împartă sfaturi pentru că se pricep. Dar nevoia de Dumnezeu este pusă de multe ori pe ultimul loc. Dacă Dumnezeu este ultimul în inima ta, tu vei fi ultimul în inima lui Dumnezeu. Asta spune Iisus, dacă voi e rușine cu mine și eu o să am rușine față de voi când voi fi în împărăția Tatălui și a Sfinților Îngeri. Administrarea vieții este treaba noastră. Darul vieții este treaba lui Dumnezeu. Administrarea vieții este treaba noastră. Darul vieții este treaba lui Dumnezeu. Omul are tendința să-și neglijeze cele mai elementare nevoi și să-și administreze viața în mod egoist și păcătos. Aleargă prea mult pentru el și prea puțin pentru Dumnezeu. El are prea multe nevoi și Dumnezeu nu are niciuna. Face totul pentru împărăția lui, de pe strada nu știu care, numărul nu știu care sau apartamentul nu știu care. Dar pentru împărăția lui Dumnezeu nu face aproape nimic. Iar uneori ce face, dărâmă ca și construcția lui Manole de la Curtea de Argeș. Vă chem în această seară, dragii mei, să țineți cont de această Evanghelie. Evanghelia aceasta a fost în toate generațiile până astăzi. Și acum toți oamenii aceia sunt să se odihnească, așteptând Sunetul trâmbiței. Dar când vor fi treziți la sunetul trâmbiței din somnul așteptării, atunci un singur lucru va conta. Cum ți-ai administrat viața. Nu după religie, nu după pofte personale, nu după experiențe personale, nu după alte și alte lucruri, ci după principiile lui Dumnezeu. Te chem în această seară. Gândește-te la aceste lucruri. Ești omul lui Dumnezeu. Ai mintea încă sănătoasă. Hotărăște-te să faci lucruri mari pentru Domnul, ca să ai parte de răsplată mare. Nu te lăsa obosit, nu rămâne în urmă, nu munci numai pentru împărăția ta, împărăția ta va arde, împărăția ta va deveni un prilej de ceartă pentru urmași. Muncește pentru împărăția lui Dumnezeu, aia știi sigur că nu ți-o ia nimeni. Aceea nu e a urmașilor, aceea este a tale, este a mea. Bruma de lucruri pe care le-am adunat, expresia asta bruma de lucruri înseamnă puținele lucruri pe care le-am adunat în viață Vor rămâne copiilor, o mașină mai veche sau mai nouă, o căsuță mai mare sau mai mică, acolo niște hăinuțe, niște mobilă Ce am strâns fiecare în căsuța asta pe care o avem Toate rămân la copii, dar ce facem pentru Dumnezeu e al nostru Singurul lucru personal e ce trimiți în împărăție, restul nu e personal, doar le administrez pentru o vreme dar ce trimiți înainte în împărăție? Nu le vei administra pentru o vreme. Vor fi veșnic și veșnic și veșnic ale tale și te vei bucura de ele. Nu vreau neapărat să spun că acolo vom cheltui banii pe care îi trimitem Domnului, nu mă înțelegeți greșit, e vorba de răsplata care vom primi, nu în urma credinței, în urma credinței primim mântuirea, ci răsplata se primește în urma slujirii, în urma ostenelii, în urma alergării pentru Domnul. Care e motivația slujirii noastre? Care este adevărata motivația slujirii noastre? Este o întrebare usturătoare. Dacă vrem să scăpăm de Dumnezeu, îi răspundem scurt, dar răspunsul nu e real. Dacă suntem sinceri, uneori motivația pentru slujire este alta decât doar dragostea de Tatăl. Îl iubești pe Domnul ca pe ochii din cap? Vrei ultima oară când vei respira pe pământul ăsta să respiri în cinstea lui și pentru onoarea sa? Ești pregătit să accepti orice umilire pentru numele Lui? Ești gata tot ce poți să faci, să faci astăzi cu toată puterea, că destul te-ai bălăcit în păcat și nu ai câștigat nimic. Vrei astăzi să te pui în slujba Domnului, prin puterea pe care El ți-o va da, prin călăuzirea pe care El ți-o va da, prin harul pe care îl vei primi de la El? Omule, ai ascultat mii de predici și poate că cele mai multe dintre ele n-au făcut nici cea mai mică diferență în mod practic în viața ta și aceasta este o investiție inutilă. O predică eficientă nu e aceea care îți place, ci e aceea care te schimbă. Pentru că mâncarea eficientă, hainele eficiente nu sunt cele care ne plac, sunt cele care ne încălzesc și sunt cele care ne vin bine. Originea vieții, vulnerabilitatea vieții, administrarea vieții. Sunt oameni care neglijează pe Domnul. Sunt oameni care își neglijează familia. Sunt oameni care neglijează lucrarea lui Dumnezeu în folosul altor interese de o clipă. Și interesele acestea par importante astăzi în călătoria vieții, între stația origine și între stația destinație. Te rog frumos să te mai gândești la prioritățile pe care le ai și la valorile vieții pe care îți centrezi existența. Te rog frumos să te mai gândești un pic dacă e cinstit cum îți administrezi banii, cum îți administrezi timpul, cum îți, cum îți administrezi talentele, abilitățile, înzestrările înnăscute sau dobândite pe care ți le-a dat Dumnezeu? Te rog frumos să te gândești dacă este cinstit și este pentru onoarea celui prea înalt felul în care te comporți. Te rog frumos să te gândești. Ascultă-mă, cu mine te poți juca că eu sunt o mâniță de țărână, un mușuroi mic de țărână ca dumneata, dar cu cel prea înalt care ți-a dat suflarea. nu te poți juca. Și o să te întorci la el. Și există riscul să nu te cunosc. Să spună, hei, tu care cobori acum din basul vieții, din autobuzul vieții, nu te cunosc. Doamne, dar eu nu te cunosc. Ai lucrat fără lege, ai lucrat fără principii, ai lucrat fără norme, ai lucrat cum te-a tăiat capul, nu te cunosc. Mai lasă-mă să mai mă duc o dată în călătoria vieții ca să mă reabilitez. Asta o predică doar doctrina hindusă a reîncarnării. Creștinul trăiește odată rău sau bine, în funcție de cum își administrează darul primit de la Dumnezeu. Dumnezeu ne dă, iar noi facem ce vrem cu ce ne dă Dumnezeu. Dumnezeu ne dă un dar egal la fiecare. Însă felul în care administrăm acest dar de la unul la altul este diferit. Unul moare pentru Hristos, altul nu vrea nici să trăiască pentru El. Unul îi dă totul, altul aproape nimic. Frați dragi, surori dragi, sunteți oameni ca și mine care încă sunteți în călătorie, însă destinația este ceea ce urmează. Nu neantul, destinația este ceea ce urmează. Iar destinația implică moartea și judecata. Ești pregătit să mori? Ti s-a dat zeci de ani să trăiești, dar trebuie să te pregătești și să mori. Nu trebuie să te speri de moarte. Moartea este ajungerea acasă. Moartea e încheierea misiunii. Moartea e luarea jugului de pe umerii tăi. Poate ai avut un jug ușor și nu te-a deranjat, dar sunt și alții care au juguri grele și le poartă plângând. Aici când ajung în public zâmbesc că ce o să facă, dar îl poartă plângând. Destinația însă sosește pentru fiecare dintre noi și asta implică moarte și judecată. Și judecata va fi potrivită cu adevărul. El nu are nevoie de martori, nu are nevoie de dovezi, nu are nevoie de recomandări, El este Dumnezeu și numele Lui e Sfânt în fața lui va tremura totul și se va apleca orice genunchi, și al meu, și al dumitale. Într-o zi vei ajunge acolo și nu față de mine, ci față de el, va trebui să dai socoteală de felul în care ți-ai administrat viața. Darul vieții și administrarea vieții. Vreau să stăm înaintea Domnului în această seară la încheiere și să ne uităm la noi câtă investiție a făcut Dumnezeu. Pe mine m-au ajutat mulți oameni în viața mea și datorită chemării mele să fiu slujitor, trăiesc prin credință de foarte mulți ani, acum am într-adevăr un salariu fix de la biserică, prin voia lui Dumnezeu și prin, prin uh, bunătatea fraților, dar de când m-a chemat Domnul am trăit prin credință. Sunt aici oameni care au sponsorizat familia mea și slujirea mea în România pentru mulți ani. Și vreau să vă spun că mulți oameni mi-au făcut bine. Unii dintre ei sunt aici și am să le port ca individ o recunoștință veșnică, cât voi putea eu, pentru că mi-au făcut bine. Însă ce este asta pe lângă binele care mi l-a făcut mie Dumnezeu? Cine poate să-mi dea mie un ochi? Cine poate să-mi dea mie o limbă? Cine poate să-mi dea mie ureche? Cine poate să-mi dea mie un nas, un cap, o mână? Cine poate să-mi dea mie un deget? Cine poate să-mi dea mie posibilitatea să merg, să mă ridic din pat dimineața și să duc pâine la copii? Cine poate să-mi dea mie putere să-mi îndoi genunchii și să-i mulțumesc Dumnezeului meu care mi-a purtat de grijă, care mi-a adus nevasta acasă, mi-a adus copiii acasă și deschid frigiderul și aproape că cad lucrurile pe mine. Așa mare bunăstare și abundență de mâncare. Și nu o zi și nu două. Și uneori oamenii se satură de tine să te ajute, dar Domnul nu se satură niciodată. Domnul te ajută de 60 de ani, Domnul te ajută de 70 de ani, Domnul te ajută de 80 de ani și nu s-a săturat. Și spune prin Evanghelie, ți-am purtat povara și sunt gata să ți-o mai port. Te-am hrănit și sunt gata să te mai hrănesc, pentru că sunt Dumnezeul tău și țin la tine. Pentru că îmi pasă de tine și vreau să ai tot ce trebuie pentru ca să ți îndeplinești misiunea cu bine și să nu te faci de rușine în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Iisus s-a pus în fața lui Dumnezeu în dreptul nostru și pentru noi și a promis Tatălui că El o să se întoarcă cu noi biruitori și El ne așteaptă să ne întoarcem acasă biruitori, administrându-ne darul pe care l-am primit, fără să facem nimic, cu mare responsabilitate și cu băgare de seamă. Nu vorbi ce tot ce trece prin cap. Nu te juca cu viața și cu felul în care te comporți. Nu-ți face de cap că te vei întoarce la destinația de unde ai plecat. Și atunci, moartea și judecata vor fi momente complicate. Crede-mă, vor fi momente complicate. Stai înaintea Domnului în această seară și dacă vrei să schimbi ceva, schimbă. Iar dacă nu vrei să schimbi nimic, să fii sănătos. Vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Să ne rugăm pentru propriul suflet, pentru propria viață. Să ne rugăm pentru familiile noastre. Să ne rugăm pentru viitorul nostru. Și să ne rugăm pentru încheierea alergării, ca să se încheie în glorie, în cinste și în neprihănire. Cu toții, tot poporul, ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.